Politehnica Timișoara se pregătește de o nouă duminică în familie, de data aceasta în deplasare. Albi-violeții așteaptă cu nerăbdare confruntarea din acest sfârșit de săptămână, chiar dacă va fi un meci dificil. Urmează o partidă interesantă cu două cluburi, două echipe asemănătoare care au trecut prin numeroase schimbări, atât la nivelul băncilor tehnice, cât și la nivelul loturilor de jucători. Obiectivul adversarilor Petrolul este acela de a promova în acest an, fapt ce ridică ștacheta pentru acest meci, mai ales datorită momentului bun în care se află în ceea ce privește clasamentul. Noi avem un moral foarte bun după victoria din cupă, împotriva celor de la Ripensia. O victorie importantă, în primul rând, pentru faptul că ne-am refăcut moralul după înfrângerea nemeritată, zic eu, din meciul cu FC Argeș, iar din acest punct de vedere consider că va fi o partidă deschisă oricărui rezultat. Deși urmează o partidă dificilă, jucătorii albi-violeți sunt, așa cum ne-au obișnuit, optimiști și pregătiți să plece în lupta pentru cele trei puncte. Pentru fundașul Ionuț Plămad, experiența acestui meci va fi și mai incendiară, pentru că în echipa adversă va juca fratele lui. Jucăm cu o echipă bună a campionatului, o echipă care încă de la început și-a anunțat intenția de a promova. Cred că este una dintre principalele favorite la promovare, alături de alte echipe genul Cluj. Dar noi vom merge acolo și vom încerca să ne facem un joc cât mai bun. Venim după un meci bun, suntem cu moralul bun și sperăm să ne întoarcem cu cele trei puncte. Politehnica Timișoara își dă întâlnire cu Petrolul în această duminică de la ora 13 pe stadionul Ilie Oană, Ploiești.